Stăm de vorbă cu preasfințitul episcop Macare al Europei de Nord la reședința ambasadorului României în Regatul Danemarcei și Republica Islanda, în capitala țării, Copenhaga. Preasfințite Părinte, spuneți-ne câteva cuvinte legate de venirea dumneavoastră în această misiune pastorală pe pământul acesta scandinav. Acum 8 ani de zile a fost prima mea vizită pastorală pe care am făcut-o în comunitatea românească din Copenhaga. În aceste lucruri nu aveam nicio parohie românească acum 8 ani. Venea doar părintele slujitor de la Malmö pentru a-i sprijini, pentru a-i întări duhovnicește pe românii care vețuiau pe meleagurile daneze. Însă nu aveam niciun preoș și nu aveam nicio comunitate parohială întregată. Din mila lui Dumnezeu, acum avem mai multe parohii cu preoți tineri și jertfelnici și avem chiar o mănăstire românească închinată Sfinților Cuvioșii Macarie Romanul și Iacob de la Neamț. Toți pelerinii care ajung în această mănăstire se pot închina la icoana Sfinților Ocrotitori. Pe de o parte, îl cinstesc pe Sfântul Cuvios Macare Romanul, care încă în secolul al IV-lea a fost pelerin, arătându-ne că, deși locuim departe de cei dragi, îi putem ține aproape în rugăciune, purtând în suflet dorul de meleagurile noastre natale, însă și dorul de cer. Iar pe de altă parte, cuviosul Ioan Iacob de la Neamț, care a vizit în pustia Hozevei, la începutul secolului al XX-lea, ne învață că departe de țară putem să ne cultivăm credința și identitatea noastră românească. Tocmai de aceea, în icoana sa, în sulul desfășurat din mâna sa binecuvântătoare, este trecută o poezie dragă tuturor românilor, în care Sfântul Ioan Iacob ne spune astfel: fii pribege țării mele, rătăciți printre străini, nu uitați menirea voastră de român și de creștin. Deci, oriunde ne-am aflat în această lume, să nu ne uităm menirea. Să nu ne uităm menirea. Să purtăm în inima noastră dorul de țară, însă și dorul de cer, dorul de împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă suntem trecători în această viață. Am avut bucuria să fiu prezent la o mare sărbătoare, la Biserica Ortodoxă de aici, din Copenhaga, unde dumneavoastră a slujit o slujbă arhierească cu un moment cu totul special. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment legat de decenarea unei distinții. În primul rând, vreau să vă zic că aici, la Copenhaga, vin foarte des, fiind o comunitate tânără și jertfelnică. Am identificat un lăcaș într-o zonă foarte cunoscută a capitalei Danemarcei, pe care am împodobit-o cu un iconostas mobil. Îl purtăm de fiecare dată. Ne bucurăm totodată că pe lângă românii din comunitate avem și câțiva danezi convertiți la Ortodoxie, oameni care dau o mărturie extraordinară celor cu care conviețuiesc. Și în felul acesta, de la an la an, se mulțește familia de convertiți de aici, de la Copenhaga, ca dovadă, a treia zi de Paști, voi săvârși câteva botezuri pentru adulții care se pregătesc foarte serios, prin rugăciune și cateheză, pentru Sfânta Luminare. Ne aflăm în săptămâna 5 a Postului Mare, deja la Liturghia Darurilor, am început să înălțăm rugăciunile speciale pentru cei care se pregătesc pentru primirea Tainei Sfântului Botez, pentru Sfânta Luminare, deoarece în Biserica Primară botezurile adulților se săvârșeau în noaptea Sfintelor Paști, iar perioada Păresimilor sau Apostolului Mare era o perioadă de pregătire intensă pentru unirea cu Hristos. Iar această emoție a unirii cu Hristos
a celor care se împărtășesc de plin de lumina sa, în taina Sfântului Botez, o simțim de fiecare dată când îi botezăm. Mi se pun la pieptul nostru părinte și cu lacrimi ne spun că ar dori să simtă și ceilalți care încă nu s-au împărtășit din lumina lui Hristos ceea ce simt ei. De pildă, portă permanent în suflet emoția pe care a trăit alături de un adolescent în Norvegia, care a început să plângă, m-a îmbrățișat și printre lacrimi mi-a spus: Părinte Episcop, aș dori să simtă toți tinerii de vârsta mea ceea ce simt eu. Toți tinerii care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu să îl cunoască, ca să se împărtășească de bucuria pe care o împărtășesc și eu acum în acest moment unic al vieții mele. Să primească lumina pe care am primit-o eu acum. Să simtă ceea ce simt și eu acum. A fost un moment unic, așa cum este unic fiecare moment în care suntem împreună în Hristos și ne regăsim ca ființe comunionale și putem să ne purtăm poverile unii altora în legătura păcii întru bucuria mântuirii. Adevărat, am văzut că acești danezi la biserică și erau cu totul special, având în vedere că asimilează acum ca un burete credința noastră ortodoxă alături de creștinii noștri foarte frumos îmbrăcați în costum popular. Ceea ce impresionează chiar și în România, dar aici e cu totul special să vezi portul nostru popular într-o țară depărtată, dar cu mare dragoste ei vin și își păstrează tradițiile. Costumele populare le-am adus de acasă, multe dintre ele chiar din satul meu natal, Spermezeu, de la Poalele Munților Țibleș, din județul Bistrița Năsăud. Am apelat cu multă încredere la credincioșii din Spermezeu, la consătenii mei care mi-au oferit cele mai frumoase și mai autentice costume pe care le-am adus în Scandinavia, creând mai multe, sau punând bazele mai multor fonduri etnografice din care să se împărtășească credincioșii noștri și cei cu care conviețuim. Vă mărturisesc faptul că este chiar o echipă de dansuri tradiționale daneze. Deci danezii au ajuns să joace dansurile noastre românești. Se prezintă dansurile noastre românești care prelungesc bucuria trăită în liturghie. Comunia trăită în liturghie și tainele bisericii. De pildă, în freștele bisericilor noastre și vechi de acasă, se întâlnește acea horă în care tineri și tinere se prind în comunie sfântă, care nu prelungește altceva decât hora liturgică sau dansul liturgic pe care îl întâlnim în slujbele bisericii, de pildă la taina hierotoniei sau la taina comuniei sau în alte prelejuri, prin libertate. Totdeauna hora tradițională continua hora liturgică din pridvorul lăcașului de închinare. Adevărat. Spuneți-ne, ați avut niște oaspeți care ne-au cântat și încântat? Ați menționat faptul că am avut prilejul binecuvântat să confer Crucea Nordului domnilor ambasadorii Victor Alexandru Micula și Andrei Matei Viorel Ardeleanu, însă și celor doi ambasadori de suflet ai portului și tradițiilor noastre din Ținuturile Bistriței și Năsăudului, Alexandru Pugna și Cornelia Ardelean Archiudean, care au împărtășit în acest răstimp binecuvântat pricestele noastre de acasă. Multe dintre ele zămislite chiar în zona noastră natală a Bistriței și Năsăudului, cum este și priceasna Duminica la Florii. Au cântat-o în aceste zile sfinte și cu lacrimi am ascultat-o, gândindu-mă la biserica în care am crescut, sigur, trupește și sufletește, și de freamătul acesta al bucuriei și al emoției dinaintea Sfintelor Paști pe care trăiam în Duminica Florilor, când rememoram toate zile Sfintei Pătimiri încununate de învierea Domnului Iisus Hristos, învierea lui Hristos și învierea noastră, în care ni se spune cuvintele
lăsate de moși strămoși, că trebuie să ne bucurăm și cu Maica Domnului, că Hristos a înviat făcându-ne părtași învierii sale, făcându-ne și nouă cale spre înviere. Da. Prea Sfințite, în cadrul acestui eveniment de duminică a mai fost și vernisarea unei expoziții de iconografie care poate fi vizitată acum la reședința ambasadorului României Danemarca, excelența sa, domnul Matei Viorel Ardeleanu, gazdă primitoare a noastră. Trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că ați adus aceste icoane și, în mod deosebit, aș dori ca să prezentați celor care ne urmăresc acum cele două ipostaze ale Maicii Domnului, care Maica Domnului poartă veșmintele tradiționale românești, așa cum o regăsim într-una dintre cele mai vechi icoane maramureșene păstrate în colecțiile prestigioase ale Vaticanului. Deci această icoană frumoasă în care Maica Domnului poartă costumul, cred că din zona Covasnei, nu? Costum tradițional. Da, este zona Covasnei, iar pe de altă parte, această icoană a Dulcei Sărutări, în care Maica Domnului ține pe Hristos, pe un frumos ștergar imprimat cu tricolorul nostru drag. Să știți că tricolorul devine un tricolor al faptei aici, în străinătate, în toată diaspora română. Pe de o parte, deoarece fiecare parohie este o România miniatură, se adună jurul altarului român din toate zonele țării, din țară, dar și din afara granițelor actuale ale României, avem români din Basarabia, din Bucovina, din Banatul Sârbesc, comunități constituite încă din anii 70, da, cu români din Banatul Sârbesc și pe Valea Timocului. Recent am târnosit o biserică ctitorită de românii din Valea Timocului și Banatul Sârbesc, stabiliți pe meleagurile suedeze în urmă cu peste 40 de ani. Prima comunitate înființată de regretatul părinte profesor Alexandru Ciurea. Deci, asta pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că sunt biserici ctitorite devenite tricolor al faptei, prin faptul că lemnul a fost adus din Bucovina, meșterii sunt maramureșeni, iar stilul este unul din partea de sud al țării. Acest tricolor al faptei este bisericuța din Solvesport, ridicată cu ajutorul unei femei văduve, foarte credincioasă, prin care Dumnezeu a lucrat, precum a lucrat-o din inoară în zile lui Ilie Prorocul, prin văduva din Sarepta Sidonia. Această femeie, acum 8 ani, mi-a încredințat o sumă de bani, deși trăia mare modestie, nu și-a dorit o casă mai bună, nu și-a dorit un trai mai bun, ci mi-a oferit banii ca să cumpărăm o palmă de pământ și pe acest pământ să ridicăm o biserică, arătând astfel că ne înrădăcinăm tot mai bine și tot mai adânc în aceste biserici, în acest sol mai rece din partea de nord a Europei. Referitor la dar se încălzește acest sol. Încălzește? Însămânțăm Sfintele Maște, în prestorurile pe care le ridicăm spre slavă Dumnezeu, se încălzește și solul se încălzește și văzduhul prin mărturisirea noastră, deoarece nu facem altceva decât să împărtășim lumina și căldura lui Hristos cu timp și fără timp. Celor mulți care ne înconjoară, care sunt în întunericul necredinței și în această răceală pe care o provoacă lipsa de lumină, lipsa de căldură. Am simțit asta, prea Sfințite Părinte, la Sfânta Liturghie. Am simțit căldura slujitorilor, părinților sfințiți de aici, din Episcopia dumneavoastră. Am simțit căldura românilor care lucrează pe solul acesta, rece, de aici sunt calzi, primitori, iar tricolorul nu a lipsit niciunde. Tricolorul îl împrumutăm chiar la competițiile sportive. De curând a fost echipa de handbal feminin, echipa națională de handbal feminin a României, a jucat în apropiere de mănăstirea noastră, a ieșit pe primul loc în competiție, înaintea localnicilor daneze,
și altor echipe presnicioase ne-au rugat, ne-au rugat pentru dânsele la biserică, însă frații români au împrumutat drapelele tricolor de la biserică și au mers la competiție. La final le-am binecuvântat, arătând că de fapt această competiție ne deamnă la ceea ce ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, care ne spune că trebuie să alergăm și noi, asemenea sportivilor, asemenea celor care aleargă pe stadion. Să fim atleții al lui Hristos, să venim atleții al lui Hristos, respectând legile jocului. Da. Și ați felicitat echipa. Ne-am felicitat pe handbalistele, tricolore, le-am felicitat, le-am încurajat și au plecat cu mai multe nădejde pentru competiția finală. Și ne bucurăm întotdeauna de bucuriile fiilor noștri, a fraților noștri, așa cum ne întristăm atunci când sunt în încercări, fiindcă biserica este o mamă iubitoare, în toate ocrotitoare. Se bucură cu cei ce se bucură și plânge cu cei ce plânge. Adevărat, am simțit, Părinte, tricolorul ca și crucea, ca și icoana, are un rol de a uni, de a încălzi și de a ajuta. Îmi amintesc că în al preasfințitul Ioan al Covadei și Arditei ne spunea la un hram, la noi în episcopie, că tricolorul este icoana laică a creștinului ortodox. Mi-a plăcut această definiție și a spus că este singurul material din afara obiectelor liturgice bisericești care sărută și un ierarh. De fiecare dată când sunt întâmpinat de autoritățile care poartă tricolorul, sărut cu bucurie tricolorul și îl arborăm pretutindeni în aceste ținuturi. Unde ne adunăm este și icoana, dar este și tricolorul. De aceea și noi am insertat în icoanele noastre tricolorul, pentru că face o legătură, să spunem, de forță spirituală alături de Sfinții care sunt ilustrați în aceste icoane. Noi vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu pe care ne l-ați acordat chiar aici, în această frumoasă sală de festivități, sală de expoziții, unde gazdele noastre, ambasadorul României, alături de distința soție, doamna Sorina Ardeleanu, au găzduit în două săli, de fapt, o expoziție de iconografie, care poate fi vizitată până în 10 mai 2016 și sperăm că în viitor apropiat să ne mai întâlnim și să mai aducem căldură sufletească creștinilor români de aici, din diaspora, dar și celor de acasă, celor care vor urmări acest interviu. Este foarte important să răspândim căldură și lumină și bucurie celor cu care conviețuim. Noi aici, în Episcopia Europei de Nord, care de fapt este o făclie de înviere în ținuturile runelor și castelor medievale, iată s-a prins o făclie de pași. În Episcopia Europei de Nord, așa cum v-am spus, am pus bazele unui program misionar intitulat În pace să ieșim. Sunt cuvintele de la liturghie, de la finalul liturghiei. Pentru ca pacea și bucuria să o putem răspândi pretutindeni, mai ales celor aflați în suferință și în singurătate. Atât eu, cât și frații preoți și credincioși și credincioase, ne dăm silința ca bucuria și lumina și pacea pe care le dobândim în liturghia bisericii să le putem răspândi în liturghia de după liturghie. Printr-un telefon, printr-o vizită la domiciliu, printr-un gât bun, printr-un boc de rugăciune, celor care sunt în singurătate și în căutare de sine. Vedeți, aici sunt, din cauza lipsei de lumină și comuniune, oamenii de multe ori își trăiesc propriul lor iad, din cauza singurătății. Este cea mai mare suferință aceasta și trebuie să fim alături de toți și să le arătăm că dacă uneori familia mică, cei foarte apropiați au uitat, noi cei din familia mare, din familia de familii, nu i-am exclus din grija noastră, din preocupările noastre și le suntem alături. În acest sens, vreau să vă mai spun faptul că de prag de postul mare, la lăsatul secului, am ajuns în satul meu natal,
spre Dumnezeu, la poale munților Țibleșului și am oferit dulciuri copilașilor și pentru faptul că eu pe parcursul postului le ofer ceva, dar de post. Da. Le ofer și aici, în comunitate, așteaptă copilașii să primească ceva. Însă știu că în postul tău de la primesc ceva de post. La Lăsatul Sfântului am oferit ceva mai consistent. Și au venit copilașii, i-am binecuvântat, i-am îmbrățișat și i-am îndemnat să lucreze bine, să lucreze cât mai frumos în această perioadă a postului și sufletește și ajutându-i pe cei din jurul lor. Și am întrebat ce ați putea face voi mai mult în postul mare. O, ne rugăm, mergem la biserică, ca de obicei, dar o să ne rugăm mai mult, să participăm la slujbele frumoase ale, din perioada postului mare și să fim ascultători față de părinți. Însă, în acel moment, un copilaș cu vocea stinsă a spus, da, dar eu n-am părinți. Eu n-am părinți. N-am pe cine să ascult. Și am aflat că era un copil recent stabilit în comunitate, doar cu bunicii, într-adevăr, nu mai avea părinți. Părinții l-au abandonat din bunicii. Și în cele din urmă a fost luat în grijă de o familie foarte credincioasă, chiar vecini casei mele părintești. Și înainte de înviere, în aceste zile, fiind iarăși acasă, l-am botezat. Nu era botezat. Și l-am credințat unei familii iubitoare, arătându-i prin fapte, nu prin cuvânt, că nu este sfânt. De acum înainte are părinți. Nu doar acea familie iubitoare, ci și ceilalți copilași din jur, și părinți din comunitate. Toți li s-au alăturat acestui copil și am adus fiecare dintre noi bruma de milostenie. Eu însumi mi-am luat o bicicletă, acum de Paști, având nevoie de o bicicletă, alte familii au oferit câte ceva, dar frumoase care pot aduce bucurie unui suflet trist, unui copil traumatizat, care n-a avut parte, nu s-a putut împărtăși din iubirea părinților. Ne dăjduim să putem acoperi, să putem suprimi această iubire care i-a lipsit în ultimul vreme. Să vă ajute Dumnezeu în continuare, pentru că văd că sunteți în misiune atât în Nordul Europei cât și în țară și sperăm să aveți rezultate cât mai multe. Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Și binecuvântați, preasfințită, cu bucurie. Doamne ajută!